Ploaia torențială care a căzut ore bune începând de joi după amiază a creat o serie de probleme în județul Suceava. Joi seară și noaptea de joi spre vinere au fost inundate curți anexe, iar la Valea Moldovei pompierii au intervenit pentru a aduce la mal în siguranță 4 persoane și circa 400 de oi care erau izolate între ape. Echipele de intervenție au salvat în noaptea de joi spre vineri 4 persoane și 400 de oi care au rămas blocate între ape la Valea Moldoviței, dar echipajele ISU Suceava au intervenit și pentru evacuarea apei în mai multe localități. Inițial, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a trecut peste apă 2 persoane, iar celelalte 2 au rămas să aibă grijă de animale. Ulterior, pompierii militari împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Valea Moldovei au salvat cele 2 persoane și cele aproximativ 400 de oi, care au fost trecute peste apă în siguranță și nimeni nu a suferit leziuni și nici nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Totodată, pompierii militari suceveni au intervenit în mai multe localități pentru decolmatarea unor podețe sau pentru evacuarea apei din gospodării. În urma ploilor abundente, au fost colmatate 2 podețe la câmpul Ungoldovenesc și inundate o curte și un beci, iar în comuna Slatina au fost inundate 10 curți, 9 beciuri și 2 anexe. De asemenea, alte 2 anexe au ars după ce au fost lovite de trăsnet în comuna Mușenița. Județul Suceava se află până vineri seară sub cod galben de ploi abundente. Prin acumulare sau în intervale scurte de timp se vor înregistra cantități de apă de 20-30 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Meteorologii arată că va continua să plouă în majoritatea regiunilor până sâmbătă 30 iunie, temporar însemnat cantitativ.